Care creepy rău, mă jur. Care creepy rău. Cum arată cimitirul japonez. Este un loc preferat de cei care comit suicid, de beznă complet. Mâini în copaci, figuri albe și tot felul de fenomene paranormale. Vă salut! Un lucru pe care trebuie să știți despre mine este faptul că îmi plac foarte mult filmele horror, jocurile horror și tot conținutul horror, fenomenele paranormale și lucrurile de genul. Și acum sunt pe străzile din Tokyo și mi-a venit o idee să vă arăt cele mai bântuite locuri din Tokyo. Și așa am ajuns să caut pe Google care sunt cele mai bântuite locuri din Tokyo. Și astăzi vreau să mergem la câteva din locurile de le-am găsit eu pe Google, să aflăm poveștilor și să vedem cum se prezintă această latură a acestui oraș minunat numit Tokyo. Se pare că am greșit locul. Eu vreau să ajung la un monument dedicat marelui cutremur din 1923 și am ajuns de fapt la ceva monument dedicat raidurilor aeriene americane din 1945. Ia uitați ce frumos arată. Bă, deci ce este mișto rău, numai că am ajuns greșit. Ia vedeți, ce fain. Ba da, cred că suntem bine, recunosc că aici niște poze de le-am văzut pe internet. Deci, în anul 1923 are loc The Great Kanto Earthquake, un cutremur de magnitudine de peste 8, care omoară 130.000 de japonezi, din estimările oficiale. După care, aici, în acest parc, se refugiază zeci de mii de oameni doar pentru a fi arși de vii de focurile care au izbucnit după cutremur. Aici este un monument care comemorează moartea 5.000 de elevi, de copii, în cutremurul din 1923. După cutremur, locația ar fi fost folosită ca un crematoriu unde au fost incinerați 30.000 de oameni. Ci că sufletele acestora ar bântui acest parc. Nu știu, mie mi se pare extrem de peaceful, extrem de frumos. Ia uitați ce clădiri, ce shrine-uri aici, departe de aglomerația din Tokyo. Deci foarte frumos, mie îmi place și avem și un view extrem de frumos la Tokyo Skytree din acest parc. Aici avem așa un notice board care ne spune necazele. Deci această clădire a fost construită pentru tragediile care s-au întâmplat în 1923 și mai departe în 1944, în al doilea război mondial. Tragedii unde au murit o tonă de japonezi, sute de mii. Mult mai șmecher să explorezi aceste zone noaptea. Nu știu, așa mai eerie, mai dark. E foarte tare. Acum o să mergem spre următoarea zonă pe care vreau să vă arăt, următoarea locație, care se spune că ar fi tot așa bântuită. Fiindcă Tokyo este extrem de mare și poate vrei să vizitezi chestii care sunt destul de departe, o să stai foarte mult în transportul public în comun. Deci până la următoarea locație am 45 de minute în metrou. Este cam pe la 8 km. 8 km de aici până în partea cealaltă a orașului. Avem de schimbat două linii de metrou. Odată mergem pe Odeo Line. După aceea o să schimbăm și mergem în partea vestică a orașului.
Hai că sunt singurul nebun care stă jos aici. Deci am mers cu metroul de în spart, frate. Vreo 50 de minute și m-a apucat și somnul. Acum înțeleg pe japonezii care dorm în metrou, pentru că liniile de metrou sunt interminabile, deci sunt extrem de mari, extrem de mari. Cum puteam să fac un video horror fără să vizăm un cimitir? Urmează să intrăm într-un cimitir faimos de aici din Tokyo. Și nu știam că oamenii au tramvai. M-a și speriat. Am văzut că trece tramvaiul prin fața mea. Nu știu unde se află cimitirul, dar chiar arată destul de creepy aici. Dar în același timp este peaceful. Ia uitați ce străduțe. Casele oamenilor. Biciclete. Și aici avem intrarea în cimitir, unul dintre cimitire. Eu vreau să merg în cel mai faimos. Atâta e că s-ar putea să fie închis. A, nu-i deschis, e deschis. Mamă, dar chiar e creepy rău, mă jur. Chiar e creepy rău. Cum arată cimitirul japonez cu aceste pietre. Dar nu văd nimic paranormal. Da, atâta este beznă completă și acesta ar fi un cimitir faimos. O să vă pun numele pe ecran pentru că nu mi le amintesc, dar aici sunt înmormântați mulți japonezi faimoși, de exemplu poeți, politicieni și tot felul de oameni de genul. Și zic că aici ar fi mâini în copaci și tot felul de fenomene paranormale în acest cimitir. Și se aude ceva? Nu? Nu-i nimic. Așa, mâini în copaci, figuri albe și tot felul de fenomene paranormale sunt raportate pe ce-am călcat. Așa. Deci chiar cimitirele japoneze sunt o experiență, frate, și e extrem de mișto să te plimbi pe aici. Îmi place maxim, nu văd nimic paranormal, e chiar mișto. A, și încă un lucru, este un loc preferat de cei care comit suicid. Au fost aici câteva sinucideri, 3 am găsit la număr, nu enorm, dar s-a întâmplat în acest cimitir din Tokyo. Am văzut niște pisici. Deci, locuitorii acestui cimitir sunt pisicile. Singurul lucru pentru care mi-este frică aici este să mă pierd, deci este imens. Sunt câțiva kilometri buni, încerc să stau pe petul principal din cimitir, pe aceste plăci, să știu de unde m-am întors exact. Dar chiar îmi place, e mișto. O experiență care trebuie făcută. Asta este aventura. Și ar să auzi ceva, dar este mai departe de la stradă. Deci asta este aventura. Random exploring. Vezi niște zone de nimeni nu s-a gândit că pot fi atât de mișto pe cum sunt. Ia uitați și acest mormânt. Ce fain e. Ce design șmecher are. Mișto. Și tot așa avem un mormânt mai mare. Acesta seamănă cu cele de le avem noi cu plăci, da? Bun, o întrebare, trebuie să caut dacă aici sunt mormântați complet oamenii sau doar cenușa. Nu știu cum este legea în Tokyo, vă anunț dacă găsesc. Și acum am întrebat spre poartă de ieșire, pe unde am intrat. Trebuie să o închidem, văd că totul este menținut extrem de curat și frumos aici. Așa, poartă. Aici. O închidem. Ia uitați cât de mișto. Foarte tare.
Deci extrem de interesant, am aflat că Japonia are cea mai mare rată de cremare, cremation, da, bănesc că da, de ardere a mortului din toată lumea. 99,9%, deci este un lux să fii mormântat la japonezi, nu prea se întâmplă. Am căutat, se numește incinerare, exact, nu cremare, cremare nu există. De japonezi au o istorie privind incinerarea morților. Încă din anii 1100-1200 ei credeau că prin ardere spiritul se purifică și așa au viața dincolo mai ok sau lucruri de genul. Deci ei preferau incinerarea după moarte de foarte mult timp. Eu credeam că este din cauza spațiului limitat pe care l-au japonezii, din cauza pământului limitat pe care l-au ei la dispoziție, dar nu. De fapt, este o practică spirituală care este în cultura lor de foarte mult timp. Deci avem o sală. Cât de mișto. Box. Sau sumo. Se întrează pentru sumo. Cine știe. Există apă cu acid la 7-Eleven. Cât de mișto. Și chiar aștept treaba asta de ceva timp. Deci acest lucru îmi lipsește cu desăvârșire. Apa cu acid. Cât de mișto poate să arate străduțele astea. Deci aici este ceva diferit. Avem niște clădiri. Ia vezi ce înalte sunt. Este ceva diferit față de zonele în care am fost. În nord-vestul orașului. Următorul loc bântuit ne duce în districtul financiar din Tokyo. Ia vedeți cum arată ieșirea de la metrou, deci numai așa, câtă opulență. Cum e aici? Și nu vreți să știți ce frumos miroase aici. Și suntem în Shioda City. New Yorkul este mic copil pe lângă acest district. O să mai venim în altă zi să explorăm ca lumea, ca aici un skyline perfect, dar acum avem un anumit task. Mergem să vizităm mormântul primului samurai. Am greșit drumul, mă întorc acum. Foarte ciudat cum a ajuns mormântul primului samurai să fie în districtul financiar din Tokyo, între zgârie nori. Și aici este locația. Uitați cum este făcut aici, între zgârie nori, mormântul primului samurai. Frumos, frumos, foarte curat. Numele lui este Masakado și povestea sună în felul următor. El a fost un rebel care s-a revoltat împotriva Imperiului Japonez în anul 940 pentru că dorea autonomie pentru clanul lui. Nu erau samurai atunci, dar cumva treaba asta a inspirat Japonia în următoarele secole. El sfârșește totuși tragic, este prins de Imperiul Japonez și este decapitat în Kyoto. Spune că capul lui a fost catapultat până în Tokyo și aici zace capul lui. Și mai există povestea potrivind cărea
capul nu a putrezit în primele 3 luni și i-au ieșit ochii din cap sau o treabă de genul. Legenda spunând că spiritul lui încă bântuie străzile din Tokyo. Și oamenii din funcțiile executive care lucrează în clădirile de lângă nu au voie să aibă biroul sau scaunul cu spatele la mormântul lui Masakido. Foarte interesant. Bine, este o legendă și asta, nu știm exact. Foarte tare, nu te aștepta să fie mormântul primului samurai aici, în districtul financiar din Tokyo. Acum aflu și eu pentru prima dată aceste informații, deci nu știu extrem de multe, doar am căutat care sunt cele mai bântuite locuri în Tokyo și am vrut să le vizitez. Și bineînțeles, nu este nimic bântuit nici aici. Aici chiar este locul meu favorit dintre toate pe care le-am vizitat azi. Deci aici pot spun cortul să stau aici, deci e o curățenie, o liniște și un lux. Bineînțeles, districtul financiar. Și cam acesta a fost videoul de azi. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut enorm să vizitez aceste locuri, să văd niște zone mai hidden din Tokyo. Mulțumesc frumos de vizionare. Ne vedem în videoclipul următor. Vă salut, pa, pa!